și bine v-am găsit la Puterea Cuvântului. În această seară l-am alături de mine pe Radu Preda, senator, care a fost ales în 2016 pe listele PSD din județul Dolj. De curând a făcut o mutare surpriză. Cam asta este subiectul din seara aceasta, dar și de ce a ales PMP. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cu mult drag, sunt multe de povestit despre dumneavoastră. Acum nu știu că se uită întreaga țară cât știu despre munca ce v-a adus în acest post de senator. Probabil, adică... probabil uitându-te de la nivel de țară, eu plec cumva și cu o șansă în relația cu cei care se uită la noi și cu șansa omului care a ieșit și a cuvântat pe la televizor în acești 4 ani, chiar și pe la televiziuni naționale. Și cred că sunt destul de mulți cei care, dacă nu cunosc toată povestea, cel puțin știu o fărâmă din povestea mea. Vă întreb asta pentru că sunteți foarte tânăr. Da, și sunt cu toate acestea ați ocupat funcții cheie în orașul Craiova. Din fericire pentru mine, sau la final din nefericire pentru mine, am plecat la drum în urmă cu 21 de ani ca om într-o echipă politică lângă care am stat neabătut niciodată de nimeni și de nimic. 21 de ani am muncit în... ca om politic, aproape în orice funcție posibilă și imposibilă. Am fost și un om de administrație timp de 4 ani de zile în Craiova și încă 4 ani de zile în cadrul Consiliului Județean, ca și Consiliul Județean. O activitate care, cel puțin la nivelul și Craiovei și al Doljului, are ecouri bune, ca să spun așa. Din 2016 sunt, așa cum spune și dumneavoastră, parlamentar, trimis de doljeni în Senatul României. La 36 de ani am ajuns acolo, cu teama de a nu greși, cu teama de a nu mă face cumva de râs pe mine și pe cei care m-au trimis acolo. Am urcat etapă cu etapă în munca de la București și zic eu că acum când facem bilanțul, pentru că suntem practic la sfârșit de mandat, vin acasă în fața oamenilor cu niște lucruri pe care, sincer, nici eu nu cred că le-am sperat că le voi putea face atunci când am plecat la București. Dar putem să povestim despre ele. Cu siguranță sunt lucruri de povestit, cu siguranță oamenii, ca să ajungă să mă cunoască, cel puțin cei care nu mă știu, trebuie să știe câteva lucruri despre mine. În 2012, atunci când Orguța Vasilescu a câștigat primăria Craiovei, în echipa ei de muncă în administrație, un rol destul de important l-am ocupat eu. Am fost pe rând director la Regia Autonomă a Domeniului Public, regia care se ocupă practic de tot ce înseamnă partea frumoasă a orașului, de zone verzi, de... administrație, de semafoare, de pietrurile de străzi, adică o chestiune din asta extrem de complexă care are câte puțin din tot ce înseamnă, tot ceea ce ar însemna viața unui oraș și la nivel de administrație. După care am promovat, zic eu, la o regie, la o societate care la vremea respectivă avea mari probleme și care în 2013 practic se zbătea undeva la zona insolvenței și a falimentului, la Regia Autonomă de Transport. Am ajuns acolo în martie 2013, am preluat o societate care avea mari probleme și pe care în mai puțin de un an de zile am trecut-o de la un minus care se tot aduna de la an la an, printr-o muncă susținută și cu ajutorul unei echipe de oameni care nu s-a dat înapoi. Acestea sunt lucruri care se pot vedea, se pot verifica. Se pot verifica, da. Lucrurile pe care le spun eu sunt de domeniul evidenței și... pentru cei care sunt de bună credință sau pentru cei care nu mă cunosc. Adică vorbim de cifre, nu doar de niște flori așezate frumos exact. În centrul orașului, despre care poți avea o părere bună, mai puțin bună, subiective. Eu vă spun că, subiective. Cel puțin pentru cei din Craiova, chezășie pentru ceea ce spun eu, stau oamenii cu care am lucrat. La RADPFL Craiova am avut aproape 700 de salariați cu care am fost coleg. La RAD Craiova la fel, 700 de oameni cu care am fost coleg, cu care am împărtășit momente și bune și mai puțin bune și momente frumos grele. Frumos spus că ați fost coleg, de obicei se spune oameni pe care i-am coordonat, dar iată că ați preferat această formulare. Din fericire pentru mine și din fericire și pentru ei și pentru cei care mă cunosc, eu sunt un tip care văd oamenii așa cum sunt, cu rol important, indiferent de locul pe care îl ocup. Și pentru că sunt un om care, nu știu, cumva pun încă preț pe cei 7 ani de acasă, pentru mine și femeia care mi-a făcut curățenie în birou este un om important pe care îl salut, care îi spun să rămână pentru că este o femeie care are copii acasă și care pleacă la muncă ca să câștige o pâine. Din punctul ăsta de vedere, nu cred că a fost
Nu cred că a fost diferită epopeea mea de celorlalți care au plecat la muncă la fel ca și mine. Înțeleg că ați fost manager al unor instituții foarte importante din Craiova. Ați ajuns administrator al orașului. Practic, după ce am administrat acele instituții... După aceea senator și ce s-a întâmplat? Cum a intervenit această ruptură? Păi cred că de asta așa, sunt interesați. O să trec foarte repede peste partea asta care ține de administrație și pe care o cunosc foarte bine craioveni. O să trec la partea politică. Am avut ajuns în 2016. Am fost propus de organizația de la Dolj pentru a ocupa un fotoliu de deputat la București. La vremea respectivă, conducerea partidului a considerat că aș fi bun pentru a fi senator. Am fost pe locul 2 trecut pe lista senatorilor de la Dolj. În 2016, în decembrie, am ajuns senator de Dolj. Și de atunci, practic, am început să am activitate la nivelul Parlamentului. Vă spun că m-am urcat rapid și sigur, pentru că sunt oltean și pentru că știți, noi oltenii suntem oameni care... suntem ambițioși și fugind după funcții, așa îmi spuneau colegii până la urmă ardeleni. Undeva la început de an 2017 eram deja secretar al unei comisii parlamentare din Senatul României, Comisia de Strategii și Prognoze Economice, unde președinte era Traian Băsescu și asta reprezintă un element de legătură și de tranziție. Cumva asta voiam să spun, nu cred că v-ați gândit la momentul respectiv. Cu siguranță dar... nu, pentru că am avut o relație cu Traian Băsescu destul de tumultoasă. Adică eu sunt un tip care sunt destul de incisiv, asum păreri și am puterea să mișile. Și cumva, din acest punct de vedere, iată, v-ați asemănat, aș spune eu. Da, sincer, nu am crezut niciodată că voi ajunge să fac politica Partidului Mișcarea Populară. Nu am crezut că o să fiu coleg de partid cu Traian Băsescu și chiar am avut contri destul de puternice, dar trecând printr-un episod dureros aici, acasă, la Craiova și la Dolj, am ajuns până la urmă să fac un lucru pe care nu l-am gândit, dar care acum mă bucură. Am schimbat echipa. Pe lista și ajungem la momentul la unde suntem astăzi, ca să spun așa, și de ce PMP. Acum vreo 6 luni de zile, în echipa Dolj-ului, s-au creionat așa viitorul, ca să spun așa, și decizia luată la nivelul conducerii de partid de președintele Claudiu Manda, șeful PSD-ului din Dolj, a fost ca la Senatul României să se meargă pe mâna președintelui de Consiliu Județean în funcție, Ion Pioteasa, oamenii cunosc, cei care sunt din Craiova, un om care a condus județul Dolj 16 ani, și pe mâna primarului Craiovei, Mihail Genoi. Da. Bun, toate bune și frumoase, din punctul meu de vedere, nicio problemă. Eu mi-am dorit să fac muncă parlamentară, am muncit în Senat, îmi doream să încerc să văd cum este și în Camera Deputaților. Lucrurile sunt diferite, ca să zic așa. Cumva activitatea cu rezultatele cele mai importante se desfășoară la deputați, nu la Senat. Eu fiind de un an și jumătate ales în mod democratic de colegii senatori, lider al grupului senatorial, sunt practic cel mai tânăr lider de grup pe care Partidul Social Democrat l-a avut în Parlamentul României de la 90 și până acum. Cu atât mai șocantă este decizia și a dumneavoastră, dar în special a partidului. Să știți că până s-a ajuns să-mi justific decizia mea, o să spun câteva lucruri despre decizia partidului. Acum 2 săptămâni și jumătate am plecat de la București dintr-o discuție cu Marcel Ciolacu, cu președintele PSD, cu Paul Stănescu, secretarul general, cu tot ce înseamnă conducere de la Dolj, adică Ion Pioteasa, președintele Consiliului Județean, Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean ales, Claudiu Manda, președinte de partid. Am plecat de la un dialog până la urmă civilizat, desfășurat la nivel de conducere centrală, ca fiind propunerea Doljului pentru a ocupa un fotoliu de deputat pe locul întâi. Toate bune și frumoase, până la urmă ne-am văzut de muncă, de activitate administrativă și politică, începând să adunăm liste de susținere pentru alegerile parlamentare. Săptămâna trecută, sâmbătă, am avut loc o ședință la nivelul PSD Dolj, în care la Senat a rămas cum era stabilit, adică din punctul ăsta de vedere, domne, la Senat rămâne domn Pioteasa, domn Genoi, toate lucrurile sunt în regulă, dar la Camera urmează să facem câteva schimbări. Domnul președinte Manda a zis, domne, am avut o discuție cu Radu, trebuie să fie pe locul 1, dar nu ne mai putem ține de cuvânt, pentru că au apărut niște lucruri care ne-au bulversat viața organizației. Trebuie să aducem pe locul 1 pe cineva de la București, trebuie să dăm locul 3... Bun, și v-ați așteptat, presupun, la locul 2. Sincer, m-am așteptat că mă regăsesc undeva pe locurile eligibile. Adică nu sunt tip chiar semi-eligibil la un moment dat. Zic, domne, Doljul pleca la drum cu gândul că o să obțină 4 mandate de senator și de deputat și 2 de senator. Eu, sincer, m-am gândit că o să ajung undeva pe poziția 5. Așa am crezut eu. Adică în zona aia dar în care... Dar să le spunem și telespectatorilor pe ce poziție v-a trecut PSD.
pe poziția 11. Ceea ce înseamnă undeva, ceea ce înseamnă că ești pe banca de rezerve. Exact. Din punctul meu de vedere, eu am simțit o chestiune asta ca pe o aruncare la coșul de gunoi. Adică vreau să știe oamenii de la mine că a fost o lovitură extrem de dureroasă pentru mine, pentru că nu am discutat-o, nu s-a întâmplat nimic din punct de vedere politic sau al muncii. Asta este puțin ciudat că după o viață, cam putea zice o viață, erați copii când ați ajuns în acest partid, erați cumva ca o familie și discutați lucrurile acestea atât în cadrul ședințelor oficiale. Cred că doar eu credeam că sunt membru unei familii, ceilalți au crezut că sunt doar așa un surogat care până la urmă îl poți folosi și îl poți arunca. Și vă mai spun o chestiune, că povestea nu este doar despre Radu Preda, mai este și despre alți colegi care au făcut muncă în Parlament. Aici în Dolj, coleg cu mine la Senat, era o doamnă și este încă o doamnă senator, Lavinia Craioveanu o cheamă, care a făcut la fel. Oamenii care sunt interesați de noi, acum ne aud numele poate pentru prima oară unii dintre ei, pot să dea search pe Google să vadă cu ce ne-am ocupat noi. Cu siguranță nu au auzit pentru prima găsi. Oară, așa cum spuneați, a spus în alta emisiune televizată. Dacă sunt oameni care până la urmă nu s-au uitat la omul Radu Preda, probabil acum poate că sunt interesați, dar mesajul meu îl transmit până la urmă cu toată tăria către cei care mă cunosc. Și cei care mă cunosc sunt din Craiova și sunt din Dolj. Și sunt oameni cărora, din punctul meu de vedere, eu nu le-am greșit cu nimic. Le-am apărat ideile cu care m-au trimis acolo, am muncit pentru ele. Toate acestea au venit cu comentarii foarte acide la adresa dumneavoastră pe rețele de socializare, lucru cu care, iată, și eu sunt obișnuită cu acest bullying, pentru că e un întreg fenomen. Este imposibil oricum să mulțumești când pe toată lumea. Eu vă spun așa că partea asta acidă a oamenilor a venit cumva pe fondul unei dezamăgiri care nu era neapărat la adresa mea. Eu sunt un tip care am asumat poziții publice tranșante în favoarea partidului din care am făcut parte și tranșante împotriva celorlalți. Și cum le-ați gestionat? Că iată, eu n-am mai avut timp să citesc toată pleiada de comentarii. Ați dat bloc partea... sau ați încercat să nu, la cei care, la cei care sunt de bună credință și care judecă până la urmă omul și decizia prin prisma deciziilor celorlalți. Și care sunt decenți în exprimare. A fost un lanț. Deci, plecarea mea s-a întâmplat ca și pas final într-un lanț de decizii. Eu am așteptat până în ultima clipă ca decizia Bucureștiului, a conducerii centrale, cumva să-mi dea ocazia să mă lupt, să-mi dea ocazia să particip la competiție, să-mi dea ocazia să stau de vorbă cu oamenii. Pentru că până la urmă mandatele astea de parlamentar și ciolanul la care fac trimitere oamenii, în general, sunt apanajul partidelor foarte mari sau mai mari. Asta vreau să zic, există vreun ciolan în PMP, că totuși este un partid... Din nefericire, încât să aibă această senzație. Din nefericire pentru mine în echipa PMP Dolj și până acum, de când există acest partid politic, nu s-a obținut niciodată un portofoliu de parlamentar. Cu atât mai mult un portofoliu de senator. Pentru că senatorii în Dolj sunt în număr de 4, dar deputații sunt 10. Adică din punctul ăsta de vedere, activitatea din partea cealaltă, politic vorbind, ar fi mult mai accesibilă. Eu am fost un tip care am cerut pur și simplu un culoar pe care să mă lupt. Am fost un tip care am cerut și vă spun că salvarea mea a venit de la un telefon pe care l-am primit de la Eugen Tomac și de la Bebe Cupă, președintele de aici, al Mișcării Populare de la Dolj, care a zis, dom'le, nu putem să înțelegem cum un om ca dumneavoastră a ajuns să fie aruncat la coș și dacă ați fi de acord și dacă ați vrea, noi v-am vrea la noi în echipă. Când cineva te aruncă, te scoate afară din casă, te dă în stradă dezbrăcat și așa mai departe și cineva te oferă o haină, foarte tentantă. Sincer, nu știu cât a fost de tentantă, pentru că eu fac politică de atât de multă vreme încât să-mi dau seama cam care este valoarea politică a fiecărui competitor, ca să zic așa. Sunt un tip care am fost implicat. Și atunci de ce ați ales PMP? Că poate veneau și alte partide, dacă aveați un pic de răbdare. Nu aveam când să mai vină. Pentru că eu am avut discuția cu ei. Deci a fost o decizie luată pe decizia moment. PSD-ului mi-a fost transmisă practic marți la ora 17 și miercuri s-au depus listele de candidați. Deci ca să știți, toată discuția mea, așa zis, a negociere politică până la urmă, pentru că eu m-am dus necondiționat și deschis. Principiile acestui partid, ales așa cumva într-o circunstanță, coincid cu ale dumneavoastră? Eu zic că partidul m-a ales pe mine și mai degrabă decât eu l-am ales pe el. Deci dacă stau să mă gândesc la momentul primar, atunci când am luat decizia, probabil răspunsul ar fost nu. Deci în momentul în care eu am zis, da, îmi doresc să candidez din partea Partidului Mișcarea Populară, da, cred că pot să fac muncă politică în continuare în folosul celor care, sau și pentru oamenii care au încredere în mine,
La momentul respectiv nu știam foarte multe despre ceea ce promovează Mișcarea Populară sau ceea ce își propune. Dar acum, știind că Partidul Mișcarea Populară vrea să se așeze odată, să dispară nedreptatea asta a pensiilor speciale, da, pot să spun că da, mă regăsesc în ceea ce spun oamenii ăștia. Acum când știu că Mișcarea Populară militează pentru unirea cu Moldova, vă spun că ăsta este dezideratul pentru care eu acum 21 de ani m-am apucat de politică. În general, toți tinerii visau acum, acest lucru? Da, deci din punctul ăsta de vedere vă spun că am găsit, acum că știu că... Credeți că este posibil așa ceva? Știți ce se întâmplă? Eu sunt un tip idealist și sunt un tip care am făcut o politică care s-a bazat pe nevoile oamenilor, ale cetățenilor și m-am dus întotdeauna acolo unde au fost ele și am pus umărul și am încercat să rezolv atunci când oamenii au venit la mine cu probleme. Eu nu i-am întrebat nici de culoare politică, nici de vot, nici de prietenie, de neprietenie, dacă mă plac sau nu mă plac. Pur și simplu am trecut dincolo de om și m-am dus la problemă. Dar iată că acum aveți nevoie ca oamenii să vină pentru un om și nu pentru un partid. Să știți că eu am spus chestiunea asta. Candidez într-o echipă cu Anișoara Stănculescu, care este practic deputatul Partidului Mișcarea Populară. Cred că după aceste alegeri, în mod sigur, și cu aportul meu și cu munca celor care sunt în echipa PMP, 100% vom avea un deputat de Dolj și într-o proporție mai mică avem șanse să avem și un senator de Dolj. Adică eu nu sunt un tip care să cred că lupta politică este ușoară, nu sunt un tip care să cred că tot ce spune lumea se și transpune într-un vot în secția de, în urna de la secția de vot. Dar ceea ce sper eu este ca oamenii care mă cunosc, care au interacționat cu mine, care au o părere despre mine sau mă știu din diverse medii. Pentru din mass media. Din media, din anturaj, din familie. Pentru că în orașele astea provinciale, chiar dacă sunt mari cum este Craiova sau într-un județ mare cum este Dolj, lumea totuși vorbește. Și oamenii pun în balanță calitățile și defectele celor care își doresc, să zicem, să acceadă în funcții publice. Eu în momentul de față sunt într-o competiție în care vreau să arăt că Radu Preda are calități de om politic și că ar merita să fie acolo. Eu nu lupt împotriva foștilor mei colegi de la PSD și nu cred că bătălia politică este deja câștigată. Cred că, într-adevăr, în competiția politică, partidele mai mari îți dau un avantaj mare, și lucrurile sunt destul de evidente când Dolj, PNL-ul și PSD-ul se luptă acolo între grei și undeva mai jos în schema asta, în lupta celor mici, sunt implicat și eu din dorința de a arăta că politic vorbind valorez ceva și din dorința de a arăta că practic oamenii pot să aprecieze un om. Și ce s-ar fi întâmplat dacă rămâneați în continuare în PSD? Păi nu s-ar fi întâmplat nimic. Practic ar fi trebuit să rămân acasă 4 ani de zile. Eu nu mă mai văd, sincer. Ce înseamnă 4 ani pentru un om politic a rămâne acasă? Înseamnă plafonare? Nu, înseamnă dispariție? Înseamnă să dispari. Și nu e o problemă să dispar până la urmă, că oamenii politici din 4 ani dispar. Doi, aș fi dispărut fără să fi dat examenul. Adică, din punctul ăsta de vedere, eu cred că ca un student, 4 ani de zile am învățat, m-am pregătit, am încercat să fiu bun. Am reușit performanța să fiu cel mai bun. Știi, dacă eram la facultate, eram șef de promoție, da? Am fost liderul grupului cel mai mare din Senatul României, nu un membru oarecare, liderul. Da? Din postura asta, eu mă așteptam că intru la examen cumva, pe un loc în față, pentru că, până la urmă, partajarea nu se face în ultima clipă. Partajarea se face fiind un efort din ăsta de... Dar cum ați primit această veste? Că până la urmă este un șoc atât pentru noi, cei care am văzut din afară întreaga situație, dar cu atât mai mult pentru dumneavoastră. Să știți că am primit-o ca pe lovitură de ciocan, pentru că oamenii cu care am lucrat, eu îi consideram mai mult decât parteneri politici, mai mult decât colegi. Pe unii dintre ei chiar îi consideram familia mea. Ca și cum cumva ai fi dat afară din casă, să ți se spună, iată, de astăzi, înainte, de acum pleci. Până la urmă știți ce se întâmplă și în divorț, atunci când, nu știu... Cumva ești pregătit, au loc niște certuri înainte... Au loc niște certuri. Dacă ești rațional și nu te ceri, zici, domnule, trebuie să ne despărțim, haide să vedem tu unde locuiești, unde să locuiesc eu, ce se întâmplă cu noi. Nu te trezești efectiv, te duci acasă și găsești o ușă închisă și nu mai ai haine, nu ai un aparat de ras. Care au fost argumentele care vi s-au oferit în momentul în care s-a luat această decizie? Că presupun că ați cerut niște explicații. Știți că până în momentul în care am plecat, ca să zic așa, eu nu primisem un răspuns la întrebarea de ce s-a întâmplat așa. Pur și simplu am primit de cele mai multe ori niște ridicări din umăr. Și când zic ridicări din umăr, am primit ridicare din umăr de la Marcel Ciolacu, președintele PSD.
Am primit ridicare din număr de la Paul Stănescu, președintele PNL, fostul președinte al PNL-ului și secretar general al partidului, de la Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte, la Gabriela Firea, prim-vicepreședinte, și niciun fel de explicație de la cei de acasă. Adică de la Olguța Vasilescu, omul care mi-a fost mentor, am primit explicația că m-a votat pe locul 1 și nu știe ce s-a întâmplat. Și de la Claudiu Manda am primit explicația că sunt pe locul 11, asta a fost ultimul schimb de replici pe care l-am avut noi la București, că sunt pe locul 11 și vorbim la Craiova. Mi-am spus, vă mulțumesc frumos, dar nu mai avem ce să mai vorbim. Adică din punctul meu de vedere... Deci până la urmă, relația mea politică, înțeleg că nu ați primit niciun fel de explicație? Am primit o explicație la depunerea candidaturilor deja când eu eram candidat PMP și PSD-ul își prezenta lista aceea pe care o cunosc, oamenii care se uită la noi, cu doi oameni care s-au făcut membri de partid în ziua în care s-au depus listele sau în preziua în care s-au depus listele, care nu au avut nicio activitate. Adică eu mă întreb așa, dacă pe mine m-au evaluat pe faptul că, vezi, Doamne, s-au pierdut alegerile locale la Craiova, care... Ca o paranteză fiind spus, vă zic că eu știam dar, că s-au câștigat. Ce implicații ați avut în aceste alegeri până la urmă? Astfel încât să fie pierdute, că nici nu au fost pierdute, pierdute din cauza dumneavoastră. Eu vă spun că în virtutea funcției politice pe care o aveam, eram un om important în organizația municipală, fiind secretarul general al organizației și de obicei, la campanie eram și șeful de campanie. Adică așa s-a întâmplat de foarte, foarte multe ori, din 2013 și până... Și de data aceasta? De data aceasta, candidatul Olguța Vasilescu mi-a transmis, mi-a spus într-un dialog ferm, civilizat, normal, că eu fiind implicat la București foarte mult, având treabă ca și lider, își dorește să aibă un om la Craiova implicat 24/7 zile din 7 și că omul acela este Gheorghe Nedelescu, administratorul termoficării din Craiova, cu care va merge la drum. Din punctul ăsta de vedere, eu am văzut de calitățile mele de comunicator al organizației aici, acasă, și am stat de vorbă cu lumea și cu cei care votau în Craiova și în Dolj, făcând campanie pentru președintele, candidatul de președinte la Consiliul Județean, am făcut campanie pentru primarul, pentru candidatul de primar al Partidului Social Democrat la primăria municipiului Craiova, peste tot în media locală. Prin urmare, în niciun caz nu credeți că acesta ar fi fost motivul. Și așa cum spuneați, eu până vă spun la urmă, că dacă alegerile ar fi, nu au fost pierdute. Dacă ar fi fost, să zicem, să facem o evaluare și noi am făcut miercuri, chiar eu am făcut evaluarea ca să fie situația cumva și tragică și comică, tragicomedie. Miercuri înainte de sâmbătă s-a stabilit alegerile, împreună cu Olguța Vasilescu și cu Gheorghe Nedelescu la masă, am făcut o ședință cu colegii care se ocupă de coordonarea politică, cu secretarii și cu cei care au muncit în campanie și am tras niște concluzii până la urmă. Părți bune, părți rele, ce s-a întâmplat și de cum s-a întâmplat. Le-am transmis atunci colegilor că suntem deja în dispozitiv de luptă pentru parlamentare, că deja luptăm și că este nevoie să strângem semnături, că eu sunt candidat la Camera Deputaților cu Olguța lângă mine și cu Nedelescu lângă mine. Deci, da, șeful de campanie până la urmă. La final, șeful de campanie a fost pe locul 8 și e și acum, că ce spun eu se poate verifica, este pe locul 8 pe lista de candidați la Partidul Social Democrat la Camera Deputaților. Eu, lider al grupului senatorial, activist cu muncă mult în spate, comunicator, om care a dus greu multe războaie, pentru că eu să știți că sunt plin de cicatrice pe față. Considerați că acest loc 11 a fost totodată și o umilință până la urmă? Nu, consider că de mine și de la Vinea Craioveanu, Partidul Social-Democrat în Craiova și în Dolj nu a mai avut nevoie. Adică eu cred că pe evaluare din asta subiectivă, că fiind vorba de tine, tu ai tendința adică să... Adică până la urmă, în general, în politică sau în PSD, ca să restrângem discuția, este vorba de a avea nevoie nu de cât de loial îți e omul sau ce merite are? Nu, în mod normal ar trebui să fie vorba și până la urmă și de cât de bun ești ca om politic în ceea ce faci. Eu vă spun că la nivelul Senatului, echipa pe care am făcut-o cu Lavinia Craioveanu a performat, a fost bună și că niciun fel de calcul politic rațional, dincolo de un grup de interese care efectiv te vrea dat afară din politică până la urmă, pentru că Nu ni s-a dat o alternativă. Adică nu a venit cineva de la partid și a zis, uite, Radu, activitatea ta parlamentară este proastă sau este bună. Da? Dar poți merge într-o Dar am direcție. Avea nevoie în continuare de tine la partid să faci, nu știu, ceva, orice ar fi ceva ăsta. Pur și simplu a zis, păi, asta este ceea ce spun. Asta este părerea noastră despre tine. Și mai mult, ni s-a cerut să fim cei care să iasă la televizor pentru... colegii noștri, unii dintre ei la vremea respectivă nu erau colegi cu noi. Lavinia, în momentul în care a renunțat,
I s-a transmis așa într-o ședință din asta mare, la care au participat peste 100 de oameni, că a fost lașă. Și a dat bir cu fugiții și n-a acceptat decizia organizației. Asta mi s-a transmis și dumneavoastră pe rețele de socializare, cu care cred că v-a indignat într-o anume măsură, faptul că nu ați rămas loial unui partid care v-a dat afară până la urmă, așa cum spuneați, doamna, și că v-ați îndreptat spre alt partid. Doamna Cătănoi, eu vă spun așa, că loialitatea este de o parte și de cealaltă. Eu vă spun că splinde cicatrice pe față de la dușmani și că cuțitul mi l-au înfipt în spate prietenii. Adică eu nu am văzut pe partenerii mei, pe colegii mei din Partidul Social Democrat ca pe niște dușmani, am fost nu deschis față de ei, nicio secundă, nu am avut niciun fel de semnal. Ba, din contră, v-am spus, dacă aveam o discuție de o lună de zile, de două luni de zile, de șase luni de zile, așa cum s-a discutat cu un prieten asta, cu Mihail Genoi, și spunea, băi, Radu Preda, băi, la Vinea Craiazeanu, nu mai avem nevoie de serviciile voastre. Nu mai ieșiți pe presă, că ne faceți rău. Atunci nu ai fi știut încotro să vă îndreptați. Te-ai fi, sincer, psihic te pregăteai până la urmă, începeai să-ți cauți serviciu. E o chestiune pragmatică. Dom'le, eu ce fac după? O să mă duc să mă angajez undeva. Dar când toată lumea spune, ești bun în ceea ce faci, faci bine ceea ce faci, nu? Și la final zice, hai, marș acasă, ca să folosesc așa un cuvânt mai dur, eu vă spun că te lovește chestiunea asta și pe mine m-a lovit atât de puternic încât atunci, marți, când am luat decizia și când am plecat de la București spre Craiova, a fost o senzație de rău fizic. Adică, efectiv, am simțit aproape ca simptomul unui infart. A fost un șoc emoțional. Putea fi un infart, într-adevăr, pentru că orice veste șocantă, până la urmă, din punctul ăsta de vedere, m-am remontat repede. Am avut 2-3 zile în care, efectiv, mi-am căutat liniștea, ca să zic așa, și sufletească, și mentală. Am ajuns la biserică, am ajuns la piață, m-am ocupat de câteva chestiuni din asta de natură personală, mi-am făcut un inventar al oamenilor. V-ați revenit sunt în campanie. La viața de dinainte știți de politică? Eu am o viață care a continuat paralel cu politica. Adică eu nu mi-am văzut de viața mea adică de normal. Adică nu v-ați schimbat, vreți să spuneți. Nu. Eu, probabil, cei care se uită la noi și sunt din Craiova și din Dol, știu, nu știu dacă mai sunt alți colegi de-ai mei parlamentari, indiferent de partidul politic, care să-și văzut de viață la modul că au mers în continuare în piață să-și facă cumpărăturile, că au mers cu copilul în parc să se plimbe. Nu am mai discutat și cu alte ocazii. Foarte mulți au tendința de vedetism. Eu vă spun că nici o secundă nu am... Sau cumva s-au făcut singuri vedete negativ, vorbind... Da, nu știu, tu până la urmă încerci să te pui pe tine într-o lumină cât mai favorabilă. Eu vă spun că astăzi candidez de la PMP și vin la examen în fața oamenilor care se uită la noi, crezând că mai am un cuvânt de spus în politica din județul Dolj. Sunt lucruri de care eu nu mă delimitez și cred în continuare că oamenii merită să aibă venituri mai mari. Cred că pensionarilor ar trebui să li se dea bani mai mult. Cred că și de copii ar trebui să avem mai multă grijă. Mai cred, așa cum crede și Mișcarea Populară, că acum ar fi obligatoriu să aibă toți copiii tabletă și internet. Cred că acum mai mult ca niciodată ar trebui să ne preocupăm de sănătate, acum când stăm de vorbă, în această nenorocire care ne paște pe toți cu pandemia asta de COVID. Și vă spun că dacă nu ar fi voința celor mari, și anume a celor de la PNL și de la PSD, într-o lume normală și într-o țară normală, noi nu am face alegeri. Dar pentru că cei mari au hotărât... Asta era și întrebarea mea, adică, nu știu, oamenii sunt revoltați că, iată, se închid școlile, nu mai sunt locuri deloc la ATI, în spitale, da? Inclusiv în Craiova. Cadrele medicare cer concediu și, iată, dumneavoastră organizați alegeri și le cerem oamenilor, inclusiv eu, să meargă la vot, pentru că dacă tot se organizează, cel puțin să aleagă pe cine consideră ei că îi poate reprezenta. Corect. Și din punctul ăsta de vedere, acum eu vorbesc din perspectiva unui om mic într-un partid mic, dar care sper eu să facă lucruri mari. Eu am puterea să cred că în județul Dolj, Partidul Mișcarea Populară, va fi o buturugă mică care va răsturna mult, poate, carul mare. Nu știu, rămâne să vedem care dintre cele mari. Dar dacă am trăi într-o societate normală, și când zic normală, normală, adică care să pună nevoile celor mulți înaintea nevoilor celor puțini. Pentru că eu acum sunt unul care sunt în competiția asta și spunea la un moment dat Claus Iohannis că, domne, aș fi acolo într-o zonă în care mi-aș dori să mai iau salariu 3 luni sau 2 luni sau cât s-ar prelungi mandatul parlamentului ăsta. Eu cred că cel puțin la nivelul ăsta nu ar trebui să fie vorba despre asta. Spuneau la un moment dat colegii de pe șina politică că, domne, noi parlamentari am putea să mergem alea 3 luni de zile, 4 luni de zile la servici fără să fim plătiți.
Și cred că da, am putea să facem chestiunea asta, dacă la asta se rezumă totul, la faptul că dacă muncești trebuie să fii plătit sau nu. Eu vă spun o chestiune, că sunt oameni, chiar și în Parlament, care nu au alte venituri decât salariile. Și chestia normal, indiferent, eu sunt convins că se vor ține legile și nu ajungem în situația aia în care să mai muncim noi și să mai luăm ceva sau să nu mai luăm. Dar dacă te duci să muncești ceva, este normal să fii, să iei și o leafă. Din punctul ăsta de vedere, eu vă spun așa, că sunt pregătit psihic pentru momentul 6 decembrie și sunt pregătit să accept decizia oamenilor. Șansele ca eu să câștig un mandat de senator sunt... există. Da? Eu le voi face să fie cât mai mari. Dacă oamenii vă urmează și dacă iau în considerare ce ați făcut cu cele două regii, spre exemplu, cu una dintre regii pe care, așa cum spuneați, ați găsit-o cu niște datorii foarte mari, iar eu am văzut cu ochii mei, pot să spun telespectatorilor, că am văzut hârtiile, efectiv, în care deci eu vă spun așa, arătați că ați ieșit pe plus. Că dincolo de munca mea de administrator, eu cred că în relația cu cei care se uită la mine rămâne calitatea mea de om. Pentru că eu nu aștept să mă voteze, sau sper să mă voteze cei cu care am lucrat, dar sper să mă voteze mult mai mulți pe lângă ei. Eu sunt un tip care a făcut școala în Craiova la liceu pedagogic și am avut colegi de general, un om exact așa de la origini și până în prezent. Oameni cu care am rămas în relații bune, cu care m-am salutat și după, cu care și acum ne știm, mai comunicăm, mai colaborăm. Am făcut liceul la Traian Vuia în Craiova și am luat bacalaureatul la vremea lui. Și am urmat o facultate tot în Craiova. Cu examen, la care cu examen, exact, pentru că noi așa am prins. Cu examen. Și am făcut o facultate de 5 ani, am și un master, nu sunt un tip care să mă dea titlurile academice pe din afară. Nu cred că am fost un om care a învățat carte ca să facă paradă de ea. Ca să ocupe niște poziții. Bun, sau la niște momentul respectiv nu visam la poziții, nu visam la chestiuni de genul ăsta, nici nu, cum să vă spun eu. Mie viața mi-a dat mai mult decât am sperat eu până acum. Adică eu am plecat la drum într-o familie de oameni motești, m-am copilărit în brază și nu numai, și vecinii mei de acolo mă știu, da? Am muncit pentru fiecare lucru pe care l-am făcut în viața mea și cred că am făcut-o implicat 100% și asta cumva m-a ajutat. Și în relația cu oamenii care, cu care m-am intersectat eu în viață, am fost întotdeauna un tip decent, uman, empatic și care mi-a păsat. Și cred eu că astăzi calitatea mea de bază în toată chestiunea asta, asta rămâne. Adică eu nu mă aștept doar cei care au lucrat cu mine când eram în administrație sau cei care au lucrat cu mine în regie sau la Direcția de Cultură sau pe unde am mai lucrat eu de-a lungul timpului să fie singurii care mă votează. Că atunci... să spunem așa, eu zic că ar trebui să meargă la vot în principal tinerii, pentru că ei sunt cei care se plâng cel mai mult și iată, sunt nevoiți mulți din ei să plece din țară. Cei care ne urmăresc acum și care nu vă cunosc, aici este ținta cea mare, spun doamna, eu. Cătă, noi, eu zic cu că am ce un... mesaje îi chemați la eu vă bune? Spun că am un atu care este mare în competiția asta politică și anume că dacă toți cei care mă cunosc, da, până la urmă presupunem că ar fi puțin, dar la cei puțini sau mulți care mă cunosc, dacă mă și votează sau dacă vorbesc despre mine cu cei care nu mă cunosc și mă judec și cei care mă judecă, sunt oameni care nu te cunosc, dar te judec, o să realizeze că până la urmă în această competiție electorală, uitându-te pe masa asta a alegerii a oamenilor, păi este posibil ca Radu Preda să vină cu un atom în competiție cu mulți. Că din punctul ăsta de vedere, eu sunt convins că partidele mari își vor lua partea aleului și își vor scoate mandatele pe care și le-au programat. Da? Și vor ieși parlamentari, colegii ăștia mai importanți, ca să spun așa, de pe scena politică a Doljului. Dar mai cred că mai există și oameni pentru care lucrurile încă nu sunt tranșate. Și eu sunt unul dintre acei oameni care au o șansă. Eu vă spun că partidul ăsta, Mișcarea Populară, la care am aderat eu, la Craiova și la Dolj, simt în toată inima și din dialogul cu oamenii, cu cei cu care intrăm în contact acum, din dialogul cu cei pe care îi întâlnesc pe stradă. Eu merg pe stradă și mă mai întâlnesc cu lumea. Înainte să intru la dumneavoastră în studio, ne-am salutat niște oameni aici, în fața clădirii dumneavoastră. Așteptarea mea este ca acești oameni să-și pună un punct de vedere în privința mea. Partidul din care am făcut eu parte și-a spus un punct de vedere. Adică din punctul ăsta de vedere, acolo decizia a fost quasi unanimă, că au fost 20 și ceva care m-au trimis la coșul de gunoi, adică pe locul 12 și 5 care m-au văzut pe locul 1. Eu nu am avut locuri intermediare și asta cumva mi-a arătat cât de duală este toată treaba. Adică pe de o parte niște oameni care i-am văzut cu ochii mei cum își filmau, își fotografiau votul. Nu știu, bănesc că voiau să aibă un suvenir.
în relația cu ce s-a întâmplat da, acolo. Da, bine, este la modă oricum să posteze orice și oricând. E în regulă. Eu vă spun că îmi păstrez relația de colegialitate și de prietenie cu ei și de respect și mă gândesc la lucrurile bune pe care le-am trăit împreună, pe de o parte, și pe de altă parte mă gândesc și la ceea ce am eu de făcut. Și mesajul meu este pentru cei care, până la urmă, mă știu, mă cunosc și cred că aș merita mai mult. Sau mai puțin. Eu cred că, până la urmă, e un act de curaj. Pentru... Un act și de demnitate. Și... Așa l-am văzut și eu. Așa l-am văzut și eu. Pur și simplu, am vrut să mă dezlipesc de o perioadă a vieții mele în care am crezut că fac lucruri bune și le-am făcut prost, că dacă le făceam bine, rămâneam acolo, nu eram în continuare apreciat și așa mai departe. Eu cred că în relația cu oamenii nu am greșit. Sau dacă am greșit, nu sunt greșeli din astea capitale. Pentru că spuneam la un moment dat, mă interpela cineva foarte agresiv și domne, dar n-ați găsit în altă parte decât la Traian Băsescu. Că da, Traian am văzut Băsescu. Și eu acele comentarii și de vă care spun așa, că dacă ar trăi într-o lume în care alegerile noastre să le putem întoarce, să le putem răsturna, să le putem răspoli, eu vă spun că dacă cei care l-au votat pe Traian Băsescu în Craiova și în Dolj votează cu mine și au încredere în mine, păi eu ajung un politician redutabil la nivel național. Adică cei care judecă și cei care nu vor să vadă dincolo de alegeri și oamenii și așa mai departe, să se gândească și la alegerile lor. Fiecare dintre noi, de-a lungul vieții noastre, am fost obligați uneori să facem alegeri. Unele dintre ele le-am făcut bine, excepțional, ne-au dus acolo unde speram noi să ne ducă, unele dintre ele ne-au dus într-o fundătură sau într-o... Eu, a fost și alegeri proaste. Cred foarte mult și în schimbare. Și cred că schimbarea întotdeauna aduce ceva pozitiv sau ceva nou. Cu siguranță, este nevoie și de așa cu ceva. Siguranță pentru mine s-a închis o ușă. Și aia a fost ușa asta familiei în care am trăit atâția ani. Dar s-a deschis o ușă mare într-o familie mai mică. Dacă PSD, aș zice eu, printr-o minune ar veni la dumneavoastră și v-ar zice haideți înapoi, v-ați răzgândi? Nu. Adică mergeți pe calea pe care ați ales-o. Eu vă spun așa, într-un dialog cu Eugen Tomac, e o chestiune care am mai dezvoluit-o și în alte intervenții ale mele. Eugen Tomac fiind președintele Partidului Mișcarea Populară, pentru cei care îl cunosc sau nu îl cunosc, dumnealui mi-a zis așa. Suntem apropiați de vârstă, dar fiind președinte, lider de partid, o să vă expun într-un minut ce anume mi-a transmis. Zice, Radu, te cunosc, tu nu mă cunoști pe mine, la un moment dat ai făcut lucruri bune pentru noi. Și când zic, eu cred că am făcut lucruri bune, că mi-am făcut treaba acolo unde am fost pus. Nu, n-am avut niciun dialog cu omul. Deci eu până la momentul ăsta doar ne-am salutat de câteva ori pe horurile parlamentului și asta a fost tot. Nu am schimbat 5 cuvinte în afară de salutări vreodată. Cred că ești un tip binevenit în echipa noastră, te doresc lângă noi, dar vreau să știi de la mine un singur lucru. Că în momentul în care ai luat decizia, dacă te hotărăști cumva să pleci, pe noi ne destabilizează chestiunea asta. Că noi suntem totuși un partid mic. Ești singurul parlamentar de la altă formațiune politică pe care l-am acceptat să candideze din partea noastră. Cumva ați făcut o promisiune? Eu... Sau în momentul în care ați acceptat acest lucru e ca și o doamna promisiune? Doamna Cătănu, eu am mai spus-o și am mai repetat-o și o să o repet în continuare ca să rămână înregistrată și pentru public și pentru viitor. Candidez pentru Mișcarea Populară, încep și încerc să mă regăsesc în ceea ce face și muncește acest partid. Singurele conflicte care pot să apară între mine și structura de partid sunt dacă mi se va cere vreodată să fac rău oamenilor. Că din punctul ăsta de vedere... Adică să vă încălcați principiile. Să-mi încalc principiile. În rest, rămân parlamentar al acestui partid 4 ani de zile cât durează un mandat de parlamentar fără doar și poate. Sper, nu mai sunt dispus la o chestiune asta necondiționată că am văzut și am pățit acum. Adică din punctul ăsta de vedere dau și pun pe masă adică și ofer tot ce pot eu. Loialitate fără să vi se oferă ceva în schimb. Exact. Nu aștept să mi se ofere ceva în schimb, ceva palpabil. Adică să vă fie respect, recunoscute merite. Să am dreptul la opinie, să mă pot exprima atunci când sunt niște subiecte care sunt interesante sau care dor sau care sunt importante, să am și eu un cuvânt de spus. Din tot ce îmi povestiți dumneavoastră, din varianta dumneavoastră, bineînțeles, înțeleg cumva că în partidele mari e un fel de dictatură. Înțelegeți bine. Înțelegeți bine. Până la urmă există pluralismul de idei atât timp cât le păstrezi pentru tine. Dar ce vreau să zic, că spuneați că dacă v-ar încălca PMP valorile, cu siguranță nu ați rămâne acolo. Acest nu, lucru nu, este valabil. Nu este vorba că nu aș rămâne acolo. Este vorba că nu aș face unele lucruri. Dacă mie vine... Ați refuza. Dacă și la asta mine vine, dacă la mine vine cineva să-mi spună, domne, ești de acord să se taie? Ești de acord să se ia? Nu, eu sunt de acord să caute soluții. Sunt de acord mai degrabă să impoziteze decât să se taie. Adică din punctul ăsta de vedere, noi toți am trăit o dramă.
toți. Și niște decizii care, până la urmă, au fost dureroase. Acum, cred că politicienii de astăzi, dintre care mă regăsesc și eu, poate că ar trebui să ia decizii care se doară din punct de vedere politic, dar care să facă bine din punct de vedere uman. Păi noi facem alegeri când oamenii mor. Chiar așa cum s-au desfășurat și cum se va desfășura această campanie, atâta timp cât nu avem voie să ne apropiem de oameni, chiar și cu masca este periculos, pentru că, iată, sunt nenumărate studii, nu știm efectiv cât de mult ne protejează. Am trecut printr-o campanie de locale unde ni s-a spus și tare că totul va fi bine, știți, exact ca în sloganul. Dar nu a fost. Dar vedem și noi în fiecare zi în jurul nostru, în ce ne spuneți dumneavoastră, în familiile noastre, în anturajul nostru, între prietenii noștri, că lucrurile se duc într-o zonă în care oricare dintre noi poate să ajungă în orice moment pe patul de spital. Și ajuns odată ajuns acolo, poți să ai neșansa să nu găsești aparat de care ai nevoie să salveze viața sau să-i salveze viața copilului tău sau părintelui tău sau bunicului tău. Nu, este o certitudine că nu vei găsi, pentru că, așa cum spuneam, locurile sunt ocupate și atunci medicii vor trebui să facă o alegere și iată cum se întâmplă nedreptate. Vă dați seama ce dramă și ce povară pe umerii acelor oameni care trebuie să aleagă cine moare și cine trăiește. Da, și probabil iar se va ține cont de niște factori care, în mod firesc, vor înfuria oamenii. Adică, poate cineva care nu și-a plătit asigurările de sănătate va ajunge să fie salvat spre deosebire de unul. Și până la urmă nu suntem Dumnezeu încât să decidem cine trebuie și cine nu. Eu sper ca fiecare dintre noi să găsească puterea să protejeze cât mai mult. Pentru că eu cred că mai degrabă trebuie să ne ajutăm singuri. Fiecare dintre noi trebuie să facă tot ce depinde de el să se protejeze pe el și pe ei lui. Dar este vreo șansă ca aceste alegeri să fie amânate? Eu sincer cred că nu. Nu cred că se vor amâna. Dacă m-ar fi întrebat pe mine dacă aș fi de acord să amâne, eu aș spune da. Acum nu-i momentul să... Ne uităm ce se întâmplă în afara României. Să zicem că la noi lucrurile încă nu sunt atât de grave. Încă mai găsești un pat, încă mai găsești un loc. Dar uitați-vă că în țările mari din vestul Europei oamenii sunt mutați dintr-o țară în alta pentru a fi tratați. Uitați-vă că în Spania și în Franța sunt zeci de mii de cazuri pe zi. La noi încă stăm în niște cifre care, din punctul meu de vedere, sunt nerealiste pentru că nu se mai testează așa cum se întâmplă. Dar la starea de urgență vă mai așteptați? Eu sunt convins că după alegeri vom ajunge în stare de urgență. Asta este părerea. Bun, deci se așteaptă să trecem de alegeri. Asta este dorința decidentului principal. Cumva așa s-a întâmplat și cu școlile. Am avut alegerile, s-au închis școlile după. Acum stăm cu școlile închise și le spunem la oameni, va fi bine, va fi bine. După aceea, probabil ne vom vedea de Crăciun și de Revelion, într-o perioadă în care vom sta cu toți închiși în casă și ne vom uita la programele cu și soțiși. Chiar și atunci ar fi recomandat să nu ne vedem și asta este poate pe WhatsApp, pe știți ceva, ce se pe întâmplă, o aplicație de genul. Dacă nu exista duplicitatea asta între ceea ce se spunea și ceea ce se făcea, pentru că chiar mai devreme discutam cu cineva și zice, domnule, dumneavoastră în partidul din care ați făcut parte, făceați cumva campanie să nu se poartă masca. Ceea ce eu, din punctul meu de vedere, am plecat de acolo. Nu pot să spun că sunt chestiuni din astea care nu-mi permit să le spun public. Este o minciună. Dar chiar vreau să le spun sunt oameni și oameni. Telespectatorilor că noi ne știm de foarte mulți ani și cu toate acestea ați venit purtând mască. Da, oameni aici. Cu toate că, mine, nu știu, cumva pare nenatural, cu toate că distanța o respectăm. Din punctul ăsta de vedere, eu sunt un tip care am văzut COVID-ul ăsta venind când nici nu visase lumea de el. În ianuarie am sunat pe senatorul Florin Bodoc, fost ministru al sănătății, și l-am întrebat ce se întâmplă cu virusul ăla din China. Văzusem niște știri externe, urmăream pe Twitter niște tweet-uri din China și efectiv mesajele care le vedeai acolo, filmările pe care le vedeai, îți dădeau senzația că se întâmplă ceva grav. Și asta era în ianuarie anul ăsta. Deci eu am văzut cumva COVID-ul venind mai devreme decât ceilalți. Nu credeam, dar semnale de alarmă fuseseră principal când a ajuns în Italia și iată unde au greșit de fapt autoritățile. De ce s-a ajuns la acest număr mare? Pentru că nu am asumat decizii. Autoritățile au greșit că au ținut oamenii la vome atunci. Aduceți-vă aminte că am stat în această stare de urgență în care stăteam închiși în casă și după aia au răzbătut în spațiu public tot felul de oameni importanți, ca să zic așa, nu respectau regulile. Și atunci fiecare dintre noi, știți cum e? Da, iată, au apărut și vedete care noi, nu cred în noi avem o vorbă românească care spune așa, nu face ce
face popa, tu să faci ce spune popa, așa spun. E o chestie pe care am crescut noi, copii fiind. E, tu când vezi premierul țării și pe alții ca el, că nu se protejează, că nu respectă regulile și așa mai departe. Că iată, stau la aceeași zici, masă, domne, unii în alții fără măști. Da, la fel și pe președintele Ciolacu zile trecute și așa mai departe. Și zici, domne, dacă oamenii ăștia nu fac treburile cumva, astea, eu de ce ar trebui să fac? Dar nu mai cred în această poveste. E, acum eu vă spun că oamenii ar trebui să creadă pentru că în jurul lor sunt oameni care suferă. Adică la început întrebai așa, în anturajul tău. Eu vreau să le spun telespectatorilor că iată, eu am prieteni de familie care au murit de COVID-19 și care ar fi trăit bine mersi cu afecțiune, că într-adevăr aveau și alte afecțiuni, dar niciuna nu era fatală. Deci din punctul ăsta de vedere, vă spun că trăim drama celor care au suferințe în familie sau în anturaj, oameni care... Unii dintre ei au plătit prețul suprem și sunt morți. Oameni care au sechele, nu pot să respire. Au, în fine, chiar astăzi citeam un studiu că afectează până și inteligența. Au o stare de sănătate foarte proastă după ce trec prin chestiunea asta. Și sunt foarte mulți care și acum spun, dom'le, nu cunosc pe nimeni, n-am pățit nimic, eu nu cred că există. Să vă spun eu, credința e o chestiune abstractă, știți? Sunt oameni, suntem mulți care credem în Dumnezeu, deși nu ne-am întâlnit cu El, n-am văzut niciodată. Mai auzi, domne, COVID-ul este făcut în laborator, tot felul de teorii ale conspirațiilor, ale conspirației. Orice s-ar întâmpla cu boala asta, ea ucide, ea atacă, da, indiferent de ea unde produce, vine, ea produce, produce rău și cred că dacă cumva nu, nu știu, ești mai neglijent în ceea ce te privește pe tine personal, ești un tip din ăsta mai sau o personalitate mai puternică, care spui, domne, eu nu prea cred, nu-mi pasă. Bă, da, poate-ți pasă de părinții tăi, poate-ți pasă de copilul tău. Poate-ți pasă de bunicii tăi. Pentru că, cum să vă spun eu, pentru cei 90% care sunt în regulă și nu au niciun fel de probleme și au trecut cu bine, știți, am tot și da, dar iată că sunt persoane... Sunt ceilalți bine, care intrăm în, foarte, intrăm, da, intrăm în alt subiect. Eu chiar aș vrea să veniți odată și să povestim despre toată această poveste. Acum, sincer, suntem în campanie electorală și sper să povestim despre alegeri. Sper să... Iată, așa cum spuneam, oamenii trebuie să meargă la vot. Chiar eu îi îndemn, cu toate că nici eu personal nu sunt de acord cu aceste alegeri puse acum și cred că nimeni care eu e cred rațional... Că, eu cred că toată lumea trebuie să-și ia măsuri de precauție atunci când merge. Dar, nu neapărat la vot. Că oriunde mergem, bineînțeles. Bine la un dar trebuie să schimbăm ceva tocmai pentru a opri aceste abuzuri pe care le eu considerăm abuzuri. Eu că alegerea este la oameni și vă mai spun un lucru. Că trebuie să cântărească foarte bine ce decid acum. Și vă spun de ce spun lucrul ăsta, că nu e o chestiune secretă, ca să spun așa. Cei care vor accede la guvernare după 1 ianuarie sunt oameni care timp de 4 ani de zile nu vor mai da ochii cu poporul român într-o alegere de orice fel. Votul de acum va rămâne să legitimeze. Adică, domnule, pe noi ne-au votat oamenii, știți că și PSD-ul țipasul și tare că pe noi ne-au votat oamenii și trebuie să ducem guvernarea până la capăt. Și totuși, parlamentul și parlamentari chiar și ai Doljului, că până la urmă PSD-ul ăsta mare și frumos la Dolj a pierdut în acest mandat de 4 ani 3 parlamentari, cât nu s-a întâmplat să plece, în condițiile în care niciodată în Dolj de la PSD nu a plecat un parlamentar. Cred că asta spune multe și despre echipa care este acolo. Și ridică semne de întrebare. Și așa cum spuneam, poate că oamenii într-adevăr vor o schimbare, poate că această schimbare e binevenită și pentru dumneavoastră până pentru la pentru mine, sincer, acum că am trecut puțin peste șocul inițial și încep să revin și pe calea asta chiar vreau să le mulțumesc celor care mi-au arătat susținere, mi-au arătat sprijin și mi-au spus că mă necondiționat și indiferent de doctrina politică iau încredere în Radu Preda. Și că mă vor da un vot și așa cum spunea și dumneavoastră, așa cum spuneau și colegii care sunt cu noi în platou, până la urmă o decizie trebuie să ia fiecare. Eu prezum că cei care mi-au transmis o vorbă bună sunt serioși față de mine și că mă vor și vota, dacă cred că merit. Adică eu știu că omului politic îi place să asculte și să audă, așa că vin toată lumea, îl votează. Dar știu din experiență și am fost martor la momente în care un candidat a luat un vot pe al lui. Nici măcar familia nu l-a mandatat și nu l-a validat cu încrederea. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu am încredere că lângă mine, dincolo de familia mea și de prietenii mei și de oamenii care îi cunosc mai bine sau mai puțin bine, vor veni mulți,
care vor vota PMP la Dolj, vor vota Radu Preda la Senat și lista de senatori a PMP-ului, vor vota Anișoara Stănculescu la Camera Deputaților și lista de parlamentari PMP din județul Dolj. Timpul nostru s-a scurs, însă le promite spectatorilor că ne vom revedea cu dumneavoastră până în campanie, că avem încă multe de povestit. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Vă mulțumesc pentru invitație și vin cu drag să mai împărtășim din gânduri. Radu Preda, senator PMP, a fost alături de noi. Eu sunt Oana Cătănoiu și vă doresc o seară cât mai plăcută.